facem o întâlnire cât de interactivă putem. Adică vă încurajez de la început să puneți întrebări în fereastra de chat. Eventual, dacă întrebările sunt pentru un invitat anume, vă rog mult să-și precizați pentru cine sunt. Da? De exemplu, pentru Cristian sau pentru Vasile. Sau... Și sunt convins că o să fie cât se poate de fain. Suntem în direct. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la Cafeneaua Merito Galați, în format virtual. Un eveniment care, dacă e să judecăm după numărul de persoane care și-au manifestat interesul, putem spune că a fost mai mult decât așteptat. Și nu e de mirare că lucrurile stau așa, dacă ne gândim la foarte frumoasa listă de invitați pe care o avem în seara asta. Eu sunt Doru Căstean și voi încerca, ca de fiecare dată, să moderez cât pot eu de bine, măcar să nu stric bunătate de întâlnire. Și ca să nu mai pierdem timpul care e prețios, să spunem doar că Cafeneaua Merito este un proiect desfășurat în parteneriat de Casa Corpului Didactic din Galați și proiectul Merito, un proiect al RB România, în parteneriat cu firma Synergetics și de data aceasta doar cu firma Synergetics. Am avut de-a lungul timpului foarte mulți parteneri. Tema cafenelei Merito din seara aceasta este educația științifică în școala românească. Am simțit așa, în urma unor evenimente recente, unele dintre ele originate chiar la Galați, că s-ar simți nevoia să avem o astfel de discuție și să purtăm o astfel de, să avem o astfel de întâlnire. Și așa se face că am contactat 4 oameni care credem au ceva de spus în domeniul ăsta. Mai mult decât atât, ei nu sunt doar oameni competenți și care, în general, când vorbesc despre știință, știu despre ce vorbesc, dar sunt și oameni care s-au remarcat cumva în domeniul popularizării științifice, au făcut pași către, hai să spunem, pedagogia științei, venind cu tot soiul de proiecte mai degrabă non-formale și informale către copii. Invitații sunt într-o ordine absolut aleatorie și sper eu elegantă. Andreea Stoica, care pe afiș apare ca trainer la proiectul Profesorii Drăzniți, un proiect pe care am avut bucuria, de care am avut bucuria să mă apropii de câteva ori de-a lungul timpului. Cred că ultima oară ne-am văzut, Andreea, când ai fost la Galați, nu? Împreună cu Așa profesorii este. Drăzniți și când împreună am, mă rog, eu mai puțin, voi mai mult, ați făcut o soie de nebunii pe acolo, ați aruncat chestii în aer și alte... Ați Și am fost cu... avut mulți copii la un loc, ceea Exact. ce. Ceea ce ne pregătim să facem din 8 februarie, sigur, numai că o să fie un pic mai palpitant data asta. Am avut o sală de câteva sute de locuri, arhiplină, copii, bunici, cu ochii mari, așa, wow, sunt chiar ei, da, deci chiar ei. Bun, bine ai venit, Andreea. Știință! Știință, da, e parola Exact, acesta este salutul nostru. și salutul, da, proiectului. Îl avem alături de noi pe Cristian Presură, căruia, în cazul căruia este, să știți, foarte greu să decizi ce pui pe afiș, pentru că Cristian este atât de multe lucruri la un loc, este fizician, este cercetător, este autor, din punctul meu de vedere este filozof, este pedagog în tot soiul de proiecte de care m-a interesant. Este autor premiat de Academia Română. Fizica povestită cred că va intra mereu în istorie drept cartea cea mai mare și mai grea și mai multă și mai greu lizibilă care s-a vândut în mii de exemplare. Cartea este o bucurie și e o carte, nu e o carte de citit dintr-o bucată, ci o carte la care să tot revii de-a lungul timpului, ori de câte ori ai câte o nelămurire. Se pune întotdeauna întrebarea de bun simț, băi, dar presură ce zice? Unde presură e
volumul presurilor pe care îl ai în bibliotecă. Bine ai venit! Bună seara! Îți mulțumim! Alex Doppelgänger, eu speram că nu mai are nevoie de foarte multe prezentări, însă recunosc că am răspuns de câteva ori săptămâna asta la întrebarea, da, Doppelgänger e chiar numele lui. Nu, Doppelgänger nu e chiar numele lui, numele lui e ceva mai românesc și mai obișnuit, Alex Bogdan. Ce să zic, Alex face de foarte mulți ani o treabă excelentă, aducând către cititorii mai puțin specializați informații nu doar foarte interesante, ci și foarte relevante. Este autor de blog, dar este și autor de cărți. Sigur, cea mai recentă, cred, sper că n-ai mai scris nimic între timp, cred că cea mai recentă apariție este Pământul este plat, o carte cu un titlu ironic, sper să se înțeleagă lucrul ăsta, despre capcanele pseudoștiinței, o carte pe care am lansat-o de asemenea la Galați. De asemenea, Alex, cred că ne-am văzut ultima oară nedistanțați când am lansat cartea ta la Galați. Bine ai venit și... Bună seara, bună seara tuturor! Vă mulțumesc că m-ați primit aici. Mă bucur că fac parte dintr-o grupare așa de oameni, cum se spune, e aici careul de ași. Că sunt mai mulți, știi? Da, mai mulți de patru, ok. E un careu de câteva zeci de oameni, cred, în momentul ăsta. Ne apropiem de 100 de participanți. Presupun că vom depăși numărul ăsta. Am avut 300 înscriși și probabil alte câteva sute care urmăresc pagina asta de Facebook. Și, nu în ultimul rând, Vasile Decu, care este jurnalist de știință, este omul care se ocupă de o pagină cât se poate de interesantă și pe care vă recomand din suflet. Și eu am descoperit-o, recunosc, relativ recent și mi se pare foarte ok și foarte relevantă. Biblioteca Exploratorilor, sper că mi-am amintit bine, Vasile, sunt la capătul unei zile destul de grele, dar recunosc că am așteptat cu multă bucurie întâlnirea din seara asta. Poate ne explici la un moment dat de ce sunt importanți jurnaliștii de știință. Eu cred că ei sunt de fapt un sector esențial în felul în care ajunge știința de la specialiști la publicul larg. Și mai mult am teoria asta că în România, dacă avem o problemă, o să vedem în seara asta dacă avem o problemă, poate nu avem, dar dacă avem o problemă cu educația științifică, asta se datorează și faptului că nu avem mai mulți oameni care să facă la fel de bine ceea ce faci tu. Îți mulțumim și ție foarte mult că ești alături de noi în seara asta. Voi explica un piculeț felul în care vom interacționa, pentru că suntem foarte mulți și mi-aș dori, sincer, să fie o întâlnire interactivă și vie, în care cei patru invitații noștri să ia cât mai mult contact cu publicul și mai puțin cu mine. Vă propun, repet, ca pe tot parcursul discuției noastre să le adresați întrebări, da? Dacă întrebările sunt punctuale, vă rog să și precizați pentru Andreea, pentru Alex, da? Și așa mai departe. Și până când privitorii și ascultătorii noștri se decid ce vor să întrebe, am să încep eu cu o întrebare frontală și cu rugămintea ca fiecare dintre voi să încerce să răspundă la întrebarea asta. Uitându-ne la felul în care arată societatea românească în momentul ăsta, uitându-ne la felul în care arată spațiile de socializare, la felul în care am reacționat la pandemie, la felul în care am reacționat la proiectele de vaccinare și așa mai departe, putem spune că societatea românească este în momentul ăsta educată științific într-o manieră mulțumitoare, stăm mai bine, stăm mai rău ca alții. Cum vedeți situația? Haideți să începem cu Andreea, să zicem. S-am dat pe mute. De-a lungul timpului, pentru mine a fost o întreagă provocare să
aduc știința cumva în rândul adulților și nu în fața copiilor, pentru că copiii sunt beneficiarii activităților noastre de știință, însă părinții sunt clienții și atunci când am intrat în România cu profesorii trăzniți, părinții spuneau, vai, dar cum, nu fac copiii suficient la școală știință, ce să mai facem și în timpul liber? Sau cum să se joace de atomii și electronică? Asta învață în clasa 6-a copilul. Ori copiii nu au prejudecăți, se joacă de orice. Sentimentul pe care l-am avut eu de 16 ani, pentru că împlinim 16 ani de când suntem, de când existăm ca profesori trăzniți, a fost că există o rezistență la știință și că trebuie un efort suplimentar să o facem atractivă, în mod special în ochii părinților. În momentul în care au văzut latura ei atractivă, și părinții s-au destins foarte mult, pentru că culmea ei de în copilăria lor nu au avut de a face cu astfel de experimente și activități distractive. Am fost însă surprinsă să văd cât de mulți oameni în jurul meu vor să se vaccineze pe de altă parte. Nu știu dacă mă așteptam să fie o rezistență mai mare. Așa că în acest moment, efectiv, nu știu ce să răspund. Adică eu cred clar că societatea românească este pe drumul cel bun. Asta simt. Bineînțeles că mai are mult, dar simt că e pe drumul cel bun. Adică pe undeva parcă se face pace, pe undeva parcă se deschide în fața științei. Asta este percepția mea acum. Ok, mulțumesc. Cristi? Sunt perfect de acord cu Andreea. N-aș vrea ca să lungesc. Și mie mi se pare că suntem pe drumul cel bun, doar că există puncte în care trebuie să mai insistăm. Și Andreea a zis foarte, foarte bine percepția asta a științei ca o joacă, percepția cunoașterii, ca cunoaștem lumea, vrem să știm ce e lumea asta pe care trăim, pe lângă ceea ce învățăm la școală. Alex? Stai așa, că trebuie să dezactivezi microfonul. Da, bineînțeles, eu sunt în asentimentul Andrei. Da, ce vreau să zic e că da, mai e mult de muncă. Nu știu cum au văzut alții acum perioada asta, de când au apărut vaccinurile până în prezent, dar eu am văzut destule ehibe în gândirea publicului. Deci mai avem de învățat, dar la fel ca Andreea, am fost extraordinar de surprins de când fac toată treaba asta cu blogul, cu cărțile, la cât de curioși sunt adulții, pentru că treaba, sectorul ăsta al adulților e de multe ori ignorat. E, știință, lasă să învețe copiii, că noi știm deja, suntem adulți. Și adulții rămân cu niște hibe destul de mari. Din fericire, am avut plăcuta surpriză să aflu că și ei sunt la fel de curioși, precum copiii. Ceea ce e bine. Deci, într-adevăr, eu sunt optimist în ceea ce privește viitorul educației științifice în România. Ok. Păi închidem și plecăm. Înseamnă că nu e nicio problemă. E tot ok. Și n-are rost să mai vorbim. Da, dar 5 minute. Vasile, te rog. Atunci, haideți să vin eu cu puțin comentariu negativ. Chiar cred că suntem într-o criză, că nu stăm chiar atât de bine. Sunt optimist pentru viitor, inclusiv uitându-mă la ferestrele acestea de Zoom. Sunt foarte mulți oameni aici care chiar fac popularizarea științei și au rezultate. Mă uit la Cristi cât de mult a putut să își crească audiența pe YouTube, să găsească oameni care să-l asculte. Eforturile astea există și vor avea din ce în ce mai mult succes. Dar suntem într-o criză și pandemia asta a arătat acum că avem în societate o deficiență destul de mare, atât pentru în apetitul populației, apetitul nostru pentru știință, avem goluri în înțelegerea științei, dar merg și eu în partea de optimist, pentru că întotdeauna vei avea copii, adică o resursă enormă de curiozitate, asta se reîmprospătează, iar adulții cred că și ei se pot întoarce, pot redeveni curioși, chit că e mai greu
la maturitate decât atunci când ești în liceu. Bun. Mulțumesc. Am început deja să primim întrebări din public, dar pentru că știți cum e vorba românească, cine împarte, parte își face, o să pun totuși întrebările mele la început. Și voiam să vă întreb, până la urmă și până la urmă, ce credeți voi că poate aduce știința valoros tinerilor care sunt educați? Pentru că, sigur, să vorbești despre știință, poate termenul poate părea unul dintre una dintre noțiunile acelea care par de la sine înțelese, însă de fapt dacă le luăm un pic mai de aproape la analizat, nu mai sunt atât de clare. Până la urmă, ce e important să ajungă la tineri? Informația sau poate un anumit etos care este asociat cu această practică sau cu acest ansamblu de practici pe care le numim știință? Vasile, dacă vrei să răspunzi tu primul, te rog. Mă bag cum să nu, căci în esență rolul unui jurnalist este de a exploata, de a trăi din această curiozitate. Și cred că știința ar trebui să ne învețe să fim curioși, să ne placă să întrebăm, să ne facă să ne întrebăm mereu, dar de ce se întâmplă asta? Dar oare ce e în partea cealaltă? Ce e frumos în fizică? Ce e frumos în artă? Ce e frumos în biologie? Mai mult decât a învăța pe de rost, să spunem, un bagaj de date, de informații, și aici știți la ce mă refer, acea critică a învățământului românesc care pune deseori accentul pe memorizare, pe învățare, pe un anumit respect, răfuit asupra cunoașterii. Nu există cunoaștere cu cât mare, ar trebui să fie curiozitate cu cât mic, dar peste tot. Și cred că asta ar trebui să învățăm mai degrabă, metoda științifică și plăcerea de a descoperi lucruri noi din diferite domenii, decât o anumită specializare, să-i spunem. Eu sunt jurnalist, deci Eu prefer să fiu curios despre multe domenii decât într-unul singur până la capăt. Am înțeles. Bun. Ceilalți? Alex, cum vezi chestia? Mi-a luat Vasile vorba din gură. Bineînțeles. Da, sunt total de acord că ar trebui în primul și în primul rând să fie educați oamenii să înțeleagă că știința nu este, pe cum spunea Carl Sagan, e mai mult decât un corp de cunoștințe, e un mod de a gândi. Pentru că oamenii în ziua de azi, ei înțeleg din știința apă. A zis Einstein că teoria relativității, deci de-aia, știi? A zis Isaac Newton ceva cu gravitație, noi l-am crezut și așa credem cu toții în gravitație, ca să zic așa. Și, dar ne lipsește înțelegerea asta a cum s-a ajuns în stadiul ăsta. Cum am ajuns să înțelegem noi ce este teoria generală a relativității. Și mi se pare extraordinar de important, până să ajungem noi să vorbim de atomi, să vorbim de climă și de alte chestii de genul care, într-adevăr, sunt, de exemplu, cu încălzirea globală, care e o problemă destul de arzătoare, sau cu pandemia, cu vaccinurile. Până să ajungem acolo, ar trebui să înțelegem chestiile astea de bază. Și într-adevăr, de multe ori știința este prezentată în școli. Acum, bănuiesc că nu s-au schimbat manualele foarte mult de când eram eu în liceu, de exemplu, dar din ce știu, știința e prezentată destul de steril, insipid. Adică este extraordinar că ți se dă, de exemplu, teorema lui Pitagora, dar eu pot să pun pariu și zic din experiență personală că mai ușor reții dacă, nu știu, pe lângă teorema aia e și o mică poveste, ceva care să stârnească interesul. Și cred că ar trebui să pună accent și pe chestia asta de povestire a științei. Am înțeles. Mă gândeam apropo de ce spunea Vasile și cumva și tu, vis-a-vis de cunoștințele care ne sunt livrate pur și simplu,
și de relevanța lor pentru viață, mă gândesc că cum ar fi preluat un elev, de exemplu, sau chiar unii dintre colegi, o lecție despre ARN-ul mesager acum vreo 3 ani. Adică era exact tipul ăla de noțiune despre care te întreb, la ce Dumnezeu ar putea să mă ajute în viață să știu ce e ARN-ul mesager? Iată că pot apărea situații în viață în care ajută să știi ce e ARN-ul mesager. Cristi, de ce n-ai stat liniștit așa? Acum, serios, ești autor premiat, ești cercetător, nu știu ce, ai luat notițe din ce am zis eu? Absolut, domnul Doru. Mi-am luat notițe aici, ai grijă ce spui, că în seara asta. Să vă lăsească împotriva ta. Am înțeles. Nu e că eu... Sunt obișnuit. M-a surprins foarte mult că ai întrebat pentru tinerii educați. De ce ar fi știința importantă pentru tinerii educați? Și am zis, ok. Oricum, dar să merg pe ideea asta. Pentru că mi se pare important că atunci am realizat că pentru orice om educat, știința de fapt este parte a culturii științifice. Cultura științifică este parte a cunoașterii omului, a culturii în general. Și vorbim atunci despre artă, vorbim despre filozofie, vorbim despre religie. De fapt, ce este tot setul ăsta de cultură? Este modul în care omul se raportează la existență. Este felul în care privești și înțelegi existența însăși. Fie că vorbești despre religie, despre artă, despre poezie, despre știință. Știința este doar o parte, cultura științifică este doar o parte. Și atunci la ce e bun? Pentru tânărul educat, cum ai spus tu, că de la el am pornit, păi el învață să se raporteze la lume. Da, și mă opresc aici. Ok. Andreea, ca să nu părăsim acolada acestei întrebări, voi de ce v-ați dus către cei mici? Adică ați simțit că acolo lipsește ceva sau ați făcut-o din pură pasiune. Ați spus, băi, nouă ne place să facem asta și asta facem. La început a fost pură pasiune, după care eu am realizat ce impact au avut aceste activități chiar în viața mea. La 25 de ani, nu pot să zic că eu eram alfabetizată științific. Pentru că uimirea mea cea mai mare a constat în momentul în care mi-am dat seama, de exemplu, că la 25 de ani eu nu înțelegeam ce sunt culorile și cum apar. Și mai uimită de atât am fost că nici măcar nu mi-am pus întrebarea. Adică m-am gândit, măi, dar eu nici măcar n-am fost curioasă să înțeleg cum sunt culorile și de ce apar ele. Și, de fapt, totul a început prin râs. În momentul în care am început să râd în activitățile noastre, m-am relaxat și am început să fiu curioasă și din ce în ce mai curioasă și din ce în ce mai curioasă. Și atunci am constatat că dacă în viața mea la 25 de ani astfel de activități amuzante cu știință au un asemenea impact, cum ar fi fost dacă le-aș fi întâlnit atunci când aș fi fost copil? Poate că m-aș fi relaxat altfel de mică în fața științei și aș fi putut să o văd cu altfel de ochi de atunci. Și aș vrea să zic o idee care mi-a plăcut foarte mult legată de acest lucru, am citit-o într-o carte, că astăzi copiii de grădiniță au acces la adevăruri față de care oamenii din trecut extrem de valoroși din știință ar fi ucis. Și cumva cam asta este ceea ce trăim, adică știința face parte din viața noastră, fie că o ignorăm sau nu, și ea, de fapt, va trebui să fie un aliat al nostru pentru meseriile viitorului, pentru provocările viitorului vis-a-vis de sănătate, de climă. Adică și viitorul se întâmplă azi. Știința trebuie să facă parte din viața noastră. Nu mai este așa o chestiune de alegere în ideea că, uite, așa era când eram eu mică, să zic. Domne, tu ai inclinații umaniste sau tu ai inclinații exacte. Cred că orice om trebuie să aibă o alfabetizare științifică ca să poată să înțeleagă lumea. Și suntem datori să înțelegem, pentru că nu e vina noastră că ne naștem fără să știm, însă dacă murim fără să știm, atunci clar noi suntem de vină. Aș vrea să adaug la ce a spus Andreea, pentru că mi se pare extraordinar ce a spus.
Aș vrea să le spun ascultătorilor, pentru că am văzut că mentalitatea asta nu prea se găsește printre oameni în general. Aș vrea să le spun că nu e, din perspectiva mea, nu este niciodată o rușine să nu știi chestii. Că poți să le afli. Vorba Andrei, trebuie să fii curios. Dacă ești curios, o să le afli. Nu e o rușine să nu știi chestii. Mai rușinos, ca să zic așa, este să fii ignorant și să te fălești cumva cu ignoranța aia. Să zici, lasă-mă că știu mai bine, nu mă interesează pe mine din ce sunt făcute vaccinurile sau ce să ia ton. Pentru că chiar și când ajungem la maturitate, încă este frica aia, știi, pe care o dobândim de când suntem elevi la liceu. Bă, eu nu știu, nu o să întreb chestii, pentru că o să pun întrebări stupide. Nu există întrebări stupide, există întrebări la care poți să afli răspunsul dacă le pui. Dacă le pui cum trebuie. Da, foarte interesant ce spuneți. Și acum, sigur, ca să vă provoc un pic și să vin și cu aportul meu, hai să zicem, ușor filozofic în discuția asta. Deci merge un pic mai la rădăcina lucrurilor. Spunea Andreea că nu e o rușine să te naști fără să știi. De fapt, evident, așa ne naștem cu toții. Dar e, mă rog, e o problemă dacă ajungi să mori fără să nu știi. Și m-am întrebat de mai multe ori de-a lungul timpului, ba chiar am și scris despre asta. Dacă până la urmă și până la urmă opțiunea asta de viață, pe care sigur o subîntinde știința și pe care hai să spunem, face foarte bună casă cu știința, de a fi curios, de a afla, de a înțelege până la urmă lumea la un nivel mai complex decât nivelul ochiometric și realist naiv în care vede lumea, dacă este până la urmă o decizie înțeleaptă. Și de ce vă întreb chestia asta? Opțiunea pentru cunoaștere, sigur, e una din opțiunile fundamentale ale culturii vestice și occidentale. Dar să știți că psihologii ne-au zis de-a lungul timpului niște treburi foarte neliniștitoare. Există un studiu, cred că e cel mai citat studiu din istoria psihologiei, are milioane de citări, literalmente, și cine știe cum se fac citările în știință, sigur va fi impresionat. Studiul lui Taylor și Brown, care se numea Illusion and Wellbeing, unul din nenumăratele studii care au arătat că, de fapt, oamenii mai ignoranți sunt în general mai adaptați și au mecanisme mai, cum să zic, mai puțin solicitante de a face față realității. Până la urmă, să înțelegi lucrurile la un nivel mai complex, să înțeleg toți coarcii și toate culorile alea și toate aromele coarcilor cu care se luptă Cristi și toate nebuniile alea, superpozițiile și toate chestiile alea complet contraintuitive, da? E mai greu decât să crezi că planetele s-au aliniat ca ție să-ți iasă azi la ora 14 omleta cum trebuie. Până la urmă și până la urmă, cum putem justifica, dacă vreți, din punct de vedere educațional, opțiunea asta pe care o facem pentru adevăr și complexitate? Ce le spunem copiilor când ei vin și spun, poate, sau adulților care vin și spun, uite, eu dorm mai liniștit noaptea pentru că așa dormim noi, săgetătorii, de exemplu, mai liniștiți. Dau un exemplu. Cum vedeți lucrul ăsta? Chiar aș fi foarte curios. Doru, uite, răspunsul ți-l dă pisica mea. Eu n-am văzut un animal mai fericit în viața asta decât pisica mea. Nu face decât să doarme toată ziua, să meargă, să se plimbe afară. Nu își pune niciun fel de problemă existențială. În esență, tu ai dreptate, însă în realitate vorbim de două lucruri diferite. Vorbim despre om și despre societate. La ora actuală trăim într-o societate tehnologizată, deci ca societate avem nevoie de știință pentru ca să o facem să meargă înainte.
Asta nu înseamnă că trebuie să îndopăm știința și să o băgăm pe gât oricărui copil. Și poate Andreea poate să spună că unii copii sunt mai interesați să deseneze sau sunt interesați de altceva. Dar acei copii care sunt deschiși către știință, pe acei copii nu trebuie să-i pierdem. Asta este cel mai important, ca pe tot parcursul ăsta educațional până la 20 de ani să nu-i pierdem și atunci când intră în societate să-i avem, pentru că în societate avem nevoie de oamenii ăștia. Ok. Aș vrea să intervin puțin. Sigur, sigur. Cu o glumă legată de pisica lui Cristi, care este un beneficiar aproape direct al științei, chiar dacă nu-și dă seama, că ce altfel pe stradă ar fi avut o viață mult mai scurtă și mai plină de boli. Așa este, se bucură de confortul casei adus de tehnologie. Și chiar vreau să spun, mi se pare că acum câțiva ani, când ți-ai lansat cartea la Humanitas, ți-am mărturisit că mi-ar plăcut să-mi fii profesor de fizică. Și cred că mulți împărtășesc chestia asta și ți-au spus că n-am fost primul și nu o să fiu nici ultimul. Din păcate o spun pentru că profesorul meu de fizică a reușit să-mi omoare timp de aproape 20 de ani atracția pentru acest domeniu extraordinar. Tu spui bine că nu trebuie să le băgăm pe gât și da, a forța știința unui în creierul unui copil va crea repulsie. Dar dacă știi cum să o faci cum trebuie, dacă ești un profesor bun, cum sunt toți cei la care mă uit acum pe ecran, atunci nu neapărat faci fizicieni, dar poate faci niște oameni atrași, care n-au repulsie față de fizică. Nu toți trebuie să ajungem specialiști în tehnologia informațională, să spunem, sau în sateliți. Dar măcar să avem plăcerea, dar cum a spus Andreea, dar înțelege cu ce se mănâncă culorile. Un lucru atât de fascinant și pe care sigur o să-l caut, pentru că nu știu nici eu foarte bine până la capăt cu ce se mănâncă culorile, așa că am de lucru. Ok. Alex, vrei să spui ceva? Te simt că freamă. Da. Mi-aranjam cuvintele în cap așa. Da, apropo de băgatul științei pe gât, trebuie să se și înțeleagă că se despart cunoștințele astea în două grupuri, ca să spun. Alea pe care nu e obligatoriu să le știi, ca om normal care trece prin viață frumos, doarme, se duce la muncă, chestii de genul ăsta. De exemplu, coarcii. Că ai dat exemplu mai devreme cu coarcii. Nu e, mi se pare că nu e neapărat nevoie să știi ce să ai cu coarcii. Poți să treci toată viața așa, fără să știi ce să ai cu coarcii. E ok. Dar, de exemplu, să știi că materia e făcută din atomi, care sunt făcuți din electroni și protoni, mi se pare important să știi. Asta a fost doar un exemplu. Adică sunt cunoștințe care, după părerea mea, se împart în cunoștințe importante și cunoștințe non-importante. Și bine, acum vine întrebarea, da, de unde știi tu care sunt? Acum, na. Cred că alea importante sunt cele care, efectiv, duc la supraviețuirea noastră ca specie și ca individ. Uite, de exemplu, cu vaccinul. Să știi cum funcționează un vaccin. Mi se pare extraordinar de important să știi cum funcționează un vaccin. Care este mecanismul lui. Nu mi se pare, de exemplu, că sunt niște cunoștințe avansate de care te poți debarasa. Și cred că până să ajungem să ne punem problema ce cunoștințe ar trebui să știe, că se elevi, că sunt adulți, că sunt... Așa ar trebui să din nou să le dăm mijloacele, uneltele, prin care să ajungă să gândească, spuneam mai devreme, să gândească și să înțeleagă de ce știm chestiile astea, cum le știm și așa mai departe. Ok. Andreea? Și omul este o ființă curioasă. Deci curiozitatea face parte din noi, indiferent, orice ar fi. Nu există om care să nu aibă o doză de curiozitate. Până la urmă, eu cred că oamenii aceia care sunt convinși că, nu știu, salata s-a făcut bine pentru că s-au aliniat planetele, sunt convinși pentru că au studiat treaba cu alinierea planetelor. Și eu ce spun eu e că în loc să studieze, nu știu, astrologia, care este deja o pseudoștiință,
ar fi mult mai productiv pentru ei și mai interesant într-un final să studieze lucrurile adevărate. Pentru că tot timpul ăla e. Omul tinde să-și umple golurile, nu o să trăiască doar cu un gol. Adică nu se mă rog, zic și eu așa de majoritatea oamenilor că în general toți suntem curioși de ceva. Și ne umplem cu curiozitatea aia, fie cu lucruri adevărate, fie cu lucruri cumva care ajung să ne facă rău prin faptul că nu sunt adevărate, culmea. Și asta este miza, să facem din știință ceva atrăgător și pentru acei oameni care au pierdut lupta aia, în care, da, nu trebuie să afle cum funcționează coarcii. Însă, în loc să citească despre alinierea planetelor și zodii, să citească despre lucruri care chiar sunt adevărate din știință și fascinante de altfel. Am înțeles. Da, aș spune chiar că curiozitatea e o caracteristică comună primatelor, chiar nu numai oamenilor, adică suntem într-o clasă mai largă de ființe curioase, ca să spunem așa. Și da, sunt de acord cu tine. Orice om e curios, după cum știe, oricine are vecin, nu? Vorba aceea. Deci, e curiozitatea asta, înțeleg din ceea ce spuneți voi, că e un soi de capital care poate fi cultivat mai bine sau mai rău în interiorul școlii și sunt absolut de acord cu asta. Acum, sigur că nu cred că trebuie să avem o viziune naivă asupra naturii umane, pentru că am întâlnit foarte des poziția asta. Domnule, vino și spune-mi direct și sincer cum stau lucrurile și eu voi accepta cu bucurie. Nu se întâmplă asta, pentru că de multe ori a veni cu niște informații științifice, brute și așa mai departe, poți lovi direct în, hai să spunem, viziunea despre lume pe care o are omul respectiv. Nu poți, de exemplu, să vii și să spui că, domnule, cel mai probabil suntem, nu știu, rezultatul unor agregări întâmplătoare de atomi și să te aștepți ca cineva să spună, sigur, poziție susținută încă de pe vremea atomiștilor antici, nu? Epicur, Democrit și alții. Și să te aștepți ca omul ăla să spună, a, da, ok, uite, n-am știut, din momentul ăsta trec direct la fizicalism, la materialism și așa mai departe. Nu, ne creăm niște cocone acolo de certitudini și, exact cum spuneai, avem tendința să mereu să înnădim, să legăm ochiurile plasei și să nu lăsăm lucruri neexplicate. Și de aceea, de foarte multe ori, este greu să pătrunzi în universul psihic, intelectual și afectiv al unui om și de aia probabil profesorii și pedagogia sunt importante, pentru că trebuie să știi cum să o faci, cu tact și așa mai departe. Dacă ai să te duci către omul mai puțin informat științific, cu condescendență, superioritate, cu atitudine de asta, de așa, probabil ți-ai închis toate căile. Ok, pentru că între timp s-au adunat câteva întrebări și de la cei care ne ascultă și văd că Cristi are tendința să le răspundă tuturor. Venim cu întrebările alea, Cristi, în live, ca să zicem așa. Sigur, e foarte bine că ai răspuns. Haideți să ne uităm un pic și spre elefantul din camera virtuală și anume cel al pseudoștiinței. Acum, cred că orice om care se... sigur, Alex, dacă suporți discuția asta, că ai părut afectat emoțional așa. Da, știi cum e, când au de pseudoștiință deja e, da. Dar susțin, hai să discutăm. Bun, în primul rând, cred că ar fi util, pentru că e un termen care e foarte mult vehiculat așa. Cred că ar fi util să încercăm să și explicăm foarte rapid ce înțelegem prin pseudoștiință și de ce este ea pseudo. Dar evident, întrebarea care m-ar interesa cel mai mult și la care mi-aș dori să încercați să răspundeți este de ce este ea atât de apetisantă. Oriunde te învârți și oriunde te întorci, în sus și în jos, în spațiu public, te plimbi așa, ca printr-un soi de, era să zic sos, dar cred că mai bine zic ca printr-un soi de câmp Higgs, așa, în care pseudoștiințific. Lumea are... dă tot timpul explicații pe bază de zodii. Sigur, oamenii nu se înțeleg cu copiii lor pentru că ambii sunt zodii de foc. Sigur că fiecare știe
la ce se aștept în perioada următoare, pentru că și așa mai departe. Sigur că lucrurile astea par cumva inocente și benigne, după părerea mea nu sunt. Și cred că, mă rog, nu sunt nici atât de lipsite de importanță cum par la prima vedere. Dar, până la urmă, de ce? De ce oamenii vorbesc cu atâta ușurință despre asta și nu vorbesc despre câmpul Higgs? Sau despre, știu eu, felul în care se dezintegrează, nu știu, izotop de uraniu? Hai să începem cu Cristi, că văd... Eu îi dau cuvântul lui Alex, pentru că știu că Alex poate să răspundă foarte bine la întrebarea asta. Ok. Mulțumesc mult, Cristi. Din punctul meu de vedere, oamenii sunt atrași de pseudoștiință pentru că este simplă în aparență și ne liniștește. Este simplă pentru că nu e decât să stai să explici cu boson Higgs, cu alte chestii de genul, că ai vorbit mai devreme, ai zis mai devreme, e mai simplu să spui, bă, asta e, se întâmplă, s-au aliniat planetele cum trebuie. Și zic că ne liniștește pentru că noi ca specie suntem înnebuniți după tipare. De la pareidolia până la stereotipuri și reguli taxonomice și așa mai departe în știință, ne plac foarte mult tiparele pentru că ne liniștesc. E simplu. Știm că ceva se întâmplă conform unui tipar, e ok. Nu există necunoscute. Și asta ne transmite pseudoștiința în mare parte. Vezi zodiile. A, te-ai întâlnit cu cineva care este zodia Taur? A, păi deja știu chestii despre persoana respectivă. E zodia Taur, dacă mai spui și ascendentul, gata. O știu de la cap la coadă. Ori știința e foarte... Știința are prea multe necunoscute. Mult prea multe necunoscute. Iar acest gând ne liniștește. Uite, vezi cum a fost acum cu anul ăsta, 2020, cu pandemia și cu medicii care efectiv făceau știința cum trebuie. Făceau studii. A, stai că studiile astea nu sunt ok. Hai că mai facem niște studii. Știți, am greșit în partea asta. Hai că revenim. Și oamenilor nu le-a plăcut... chestia asta, incertitudinea asta. Și imediat s-au grăbit să catalogueze, a, păi oamenii ăștia de știință sunt niște incompetenți. Ce ne tot plimbă de colo-colo? Fără să înțeleagă că așa funcționează știința. Și revenind, da, astea cred că sunt două motive, nu cred că sunt singurele, dar sunt două motive principale pentru care pseudoștiința e atât de atrăgătoare pentru noi, oamenii. Cine vrea să mai intervină? Vasile? Cristi, ai avut acum ceva timp o postare pe Facebook cu privire la sentimentul pe care îl ai când te uiți la cerul nopții, plin de stele și imensitatea cosmosului. Eu, ca jurnalist de știință, mai ales specializat pe astronomie, sunt fascinat și mă uit cu drag la el. Vara asta, în schimb, în drum spre Balta de pescuit, am avut o experiență mai ciudată, pentru că pe fondul anxietății din timpul pandemiei m-a speriat întunericul și toată vastitatea respectivă. M-a speriat. Am avut o 2-3 secunde de aoleo, se întâmplă ceva rău sau cât de mic sunt. Și ca să fac acum, să aduc înapoi discuția la pseudoștiință, te liniștește, parcă anumite părți din pseudoștiință te liniștesc pentru că îți dau sens, dau o logică lucrurilor. Horoscopul, de exemplu, e atrăgător pentru că parcă e cineva în control, lucrurile nu sunt așa atât de aleatorii sau chiar dacă sunt complexe, nu sunt la fel de complexe ca realitatea de zi cu zi. Iar apoi sunt multe alte mecanisme care acționează și sunt de înțeles. Frica față de vaccinuri. În populația largă este un sentiment normal. Cui nu e frică să nu îi se întâmple ceva rău sau mai mult, și aici vorbesc în calitate de bărbat, dar apoi să fiu mamă, să îi se întâmple ceva copilului. Deci este o reacție absolut normală, dar care ar trebui după aia să fie ținută în frâu de anumite mecanisme, de o înțelegere a medicinei, dar
cu plată și cu încrederea în expert. Și cred că asta ne lipsește, ne lipsesc ambele părți. Nu mai avem încredere nici în doctor, meritat sau nu, nu mai avem nici noțiunile respective elementare. Măcar două, trei, cât să înțelegi, să nu cazi în capcana primei postări aiurea de pe Facebook. Ok. Andreea? Așa, scuze. Eu cred că pseudoștiința este atrăgătoare și pentru că există ideea și realitatea faptului că primii 7 ani din viața unui copil contează foarte mult, nu? Deci și în primii 7 ani nu neapărat ne intersectăm cu, nu știu, lucrurile riguroase din școală. Asta dacă avem norocul să o facem și în școală după următorii 7 ani. De multe ori venim cu idei pe care le primim în familie, educația din familie. Și acum, nu știu, mulți am trăit cu bunicii, educați de bunici, care bunicii au fost educați de bunicilor și tot așa. Probabil că încă între oameni există o educație de acasă care se propagă în direcția asta mistică și pseudoștiințifică. Credințe, păreri. Și atunci, dacă ți-a zis bunica, ai învățat de acasă, ți-a spus mama, tata, ajungi în școală și afli alte lucruri, dacă le afli, pentru că de multe ori și profesorii sunt tot la fel, tot vin și ei de acasă cu pachetul lor. Cred că de aici mai vine o situație cu pseudoștiința asta așa atrăgătoare. Am înțeles. Ok, vin către voi cu o întrebare de la doamna Elena Dragu, care întreabă așa. V-aș ruga să dezvoltați toți și fiecare care ar fi perspectiva și viziunea voastră, dumneavoastră, despre rolul unei educații interdisciplinare și să vorbiți cu prioritate despre integrarea interdisciplinară a disciplinilor umaniste cu cele reale, da? Și cu științele. Credeți că ar fi o soluție educațională? Vasile, putem începe cu tine? Ieri am avut un interviu. Noi am stat pe Zoom eu cu Alex aproape 2 ore. Am făcut un interviu despre cartea lui și am stat foarte mult de vorbă și despre această separare, această rupere brutală a școlii în uman și real. Și cei de la real să nu au, eventual sunt forțați să învețe pe de rost câteva poezii de Eminescu, cei de uman sunt formule, speriați de fizică, de exemplu, de matematică. Și da, asta este o mare problemă și ar fi o soluție să fie reunite. Vorbeam, de exemplu, că chiar și la facultățile de științe, să zicem la facultatea de fizică, ar trebui totuși predat un curs de comunicare media. Ar fi atât de util ca viitorii oameni de știință, viitorii specialiști, să știe cum să vorbească și să se adreseze publicului. Ar fi atunci niște vectori de cunoaștere și anti-pseudoștiință extraordinari. Și invers, cei de la uman, eu am făcut, de exemplu, literatura, apoi în facultate română-engleză și, la fel, din nou, multă literatură. Metoda științifică, povești despre cum au fost descoperite anumite înlănțuiri, cum era și celebrul serial Connections, dacă mai țineți minte, dar cu vreo 20 de ani, nu mai țin exact, și forma unui storytelling să înveți totuși anumite concepte, să înveți cum să faci o descoperire, să nu mai crezi în, nu știu, concepte precum geniul singuratic care el inventează de mână cu mânuța lui ceva și el schimbă omenirea. Și să înveți că sunt de fapt înlănțuiri. Ca să inventezi becul ai nevoie de știința materialelor, de economie, etc. Da, asta, deci întrebarea este genială din public și este una dintre soluțiile pe care cred că toți ar trebui să o și o susținem, de fapt. Ok. Alex? Vin și acum cu o altă perspectivă să completez, ceva mai targetată. Uite, mi-aduc aminte că eram în liceu la un moment dat și la început de an școlar. Și am aruncat așa un ochi prin manualul de limba română și am văzut acolo că era o povestire, SF. Și chiar am fost curios. Întreaga nu am scris despre asta și într-o postare de pe blog. Eram extraordinar de curios. Wow!
o povestire SF. Oare cum o să abordăm acest subiect? O să fie super interesant, mi-a spus eu. Când a venit acea zi fatidică, am trecut peste povestirea SF. Nici o vorbă, nimic. Unde bat cu chestia asta este că există și în domeniile astea umaniste, există știință. Și, de exemplu, SF-ul, abordarea SF-ului într-un mod mai, abordarea literaturii SF într-un mod ceva mai serios decât a fost abordată până acum, mi se pare tot așa esențial pentru educația științifică. Pentru că așa înțelegi mai multe despre știință în general. Pentru că SF-ul, ca gen literar, în fond îți spune, știi, schimbarea vine. Fie că vrei, fie că nu. Este vorba despre specia umană, despre ființa umană, în raport cu tehnologiile inventate de ea, în raport cu universul. Și uite aici niște perspective. Și mi se pare că din nou este esențial pentru educația științifică. Și asta vine din literatură. Se poate face la ora de limba română. Dar din păcate nu apucăm chestiile astea. Cel puțin eu, când a fost vremea mea în liceu, în generală, nu am făcut așa ceva. Și uite, și în artă. Nu există, adică există știință în artă și există artă în știință. Nu, din punctul meu de vedere, nu se exclud reciproc. Da, nici printre al meu, fără discuție. De fapt, eu am citit întotdeauna foarte divers, de fapt atât de divers încât la un moment dat mă sperii și eu. Pot citi fără probleme o carte de bucate, una de poeme, un capitol din fizica povestită și mai știu eu ce articol pe net. Și mărturisesc că absolut niciodată nu am avut sentimentul că lucrurile alea nu se leagă. De fapt, nici nu prea am înțeles vreodată conceptul de a nu se lega. Pentru că eu cred că, de fapt, reprezentările intelectuale pe care le producem în mințile noastre sunt ca niște hărți multidimensionale, așa, în care, de fapt, fiecare lucru are bucățica lui și are coordonatele lui. Ori, mie mi se pare foarte adesea, dacă tot mi-ai ridicat mingea asta la Filo Alex, o să zic și eu asta, și Vasile a vorbit despre asta, mie mi se pare că foarte rar în școală, sau cel puțin asta e senzația pe care o am, sper să mă înșel, cerem noi, profesorii, copiilor, efortul ăsta de lateralizare și de conectare a informației, care e de fapt un mod de procesare absolut fundamental în cunoaștere și în înțelegerea lucrurilor. De exemplu, se vorbește des despre faptul că nu mai trebuie să facem educație bazată pe memorare. Eu personal nu sunt integral de acord cu chestia asta, pentru că orice cunoaștere începe de la baza ta amnezică și de la ceea ce știi. Dar să recompensezi numai memorarea, adică să dai 10 unui elev pentru că știe definiția unui concept, din punctul meu de vedere e, și spun cu toată responsabilitatea, o crimă pedagogică. Abia în momentul în care elevul știe un concept, poți să începi să te joci, cred eu, să-l pui să-l conecteze cu tot soiul de lucruri, să-i dai voie să umble cu mintea. Ce legătură e între... știu eu, o butelie, un Rembrandt și un Quark, da, să zicem. Și sigur, plecând de aici, poți să faci o oră interesantă. Am deseori impresia că nu ne place, de fapt, aventura asta cognitivă și că ne place foarte mult să ținem lucrurile în lesă, într-un fel care, sigur, e și neproductiv și neatractiv. Da, Cristi, ce spui despre asta? Da, aș începe cu remarca că abordarea asta interdisciplinară, ea există în mod natural în disciplinele STEM, matematică, fizică, chimie, biologie, când vorbești despre molecule la
La biologie te referi la niște proprietăți chimice, când te referi la niște proprietăți chimice mai bas și niște fizică. Aici lucrurile se leagă foarte bine. Însă, într-adevăr, când treci pe partea umanistă, acolo sunt ceva probleme. Și, în general, lumea vrea să le unească într-un mod forțat, aș spune eu, adeseori. Și mai ales când se face prin intermediul, știu și eu, ministerului, tot felul de decizii care vin de sus, să facem abordare interdisciplinară și așa mai departe. Până la urmă, care este valoarea acestei abordări? Mie mi se pare că ea poate să fie folosită ca un fel de vehicul pentru a trăi ceea ce vrei să afli, pentru a trăi, pentru efectiv a trăi. Deci dacă faci fizică, este ok să spui acolo o poveste science fiction. Da, se poate spune o poveste science fiction, o poveste frumoasă de literatură pentru a înțelege un concept de fizică. Și pe invers, bineînțeles, dacă vorbești de dragoste, poți să faci puțin, știu și eu, o mică remarcă la nu știu ce molecule. Și în felul ăsta, când afli ceva, să trăiești, pentru că omul până la urmă este o ființă multisenzorială, adică și simte și miroase și așa mai departe, iar în felul ăsta și dacă aduci informații din mai multe zone, trăirea este mai puternică. Absolut. Ok, Andreea, ce crezi? Inclinația mea a fost întotdeauna una umanistă și din această perspectivă, pe mine știința m-a cucerit, cum spuneam, ceva mai târziu, dar m-a cucerit complet, astfel că eu citesc majoritatea cărților pe care le citesc, sunt despre știință, atât de mult o iubesc și așa de mult m-am îndrăgostit de ea. Și cum am putea, adică am stat și m-am gândit cum s-a întâmplat așa ceva, că nu am știut despre mine, dacă mi-ar fi zis cineva la 25 de ani, de exemplu, că o să se întâmple asta, nu aș fi putut să cred. Și de fapt, cum s-a întâmplat? Știința are poezia ei, frumusețea ei, povestea ei, istoria ei. Și bineînțeles că măcar la un nivel de bază ar putea ca științele umaniste să se întrepătrundă cu cele din real. Pentru că aflăm despre concepte matematice, dar nu e așa că ne-ar stârni mai mult curiozitatea să aflăm cum s-au descoperit conceptele alea, că nu au apărut ele așa pur și simplu, au fost niște oameni care le-au descoperit și care este povestea lor. Adică cumva pentru cineva înclinat în direcția umanistă, lucrurile astea strânesc pasiune până la urmă. Și poți să te apropii de matematică prin povestea matematicii. Se poate întâmpla asta. Alex? Uite, asta am asta mi-a displăcut cel mai mult, de exemplu. Deci, dintre toate lucrurile care mi-au displăcut în școală, că e liceu, că e generală, e treaba asta cu matematica. Deci matematica. Cum aude cineva de matematică? Lasă-mă, faci. Și vorba Andrei, matematica este extraordinară. Nu trebuie să știi chestii avansate, ci pur și simplu să înțelegi așa, ușor. Uite, de exemplu, conceptul de zero, că a durat cât? Sute de ani? Mii de ani? Până să au un mic lapsus. Ideea că a durat foarte mult, până să apară conceptul ăsta de zero. Și este o poveste care mie mi se pare extraordinară și te face să vezi, să privești cifra numărul zero cu alți ochi. Și ajută mai mult la memorare din punctul meu. Există niște povești extraordinare în matematică, dar ea până acum a fost predată mai insipid. Acum nu știu dacă ăsta e cel mai potrivit mod de a fi predată sau nu, dar așa văd eu treaba. Bine, dacă îmi permit să zic, întrucât fac și eu așa un pic parte din clubul vast al celor ușor traumatizați de matematică, am să spun că abia odată devenit adult, mi-am dat seama că de multe ori începem greșit drumul ăsta. De exemplu, vedem că încurajăm copiii foarte des, spunându-le, vai, dar nu e deloc greu. Dar de ce crezi că e greu? E ușor și frumos. Și de multe ori nu cred că ne dăm seama că în felul ăsta descurajăm un copil care se lovește de anumite dificultăți inerente. Da? Adică lui nu iese o treabă, iar tu îi spui că de fapt e foarte simplu și nu înțelegi de ce nu iese. Și atunci facem apel la cunoștințele științifice despre evoluția umană și ne dăm seama că, de fapt,
procesarea numerică nu e o chestie chiar naturală pentru creierul nostru. Și că de fapt matematica e normal să fie ceva mai dificilă decât, știu eu, artele vizuale într-o primă fază. Dar că în același timp exercițiul și perseverența ar fi suficiente ca să surmonteze asta. Pomeneai la un moment dat de ideea aia, la fel de păguboasă, după părerea mea, că ne naștem cu anumite înclinații. E bine, astea sunt un soi de self-fulfilled prophecies, un soi de profeții auto-împlinite, care de fapt vin din niște mecanisme mult mai stranii, să spunem așa. Da? Uite, pot lua cazul băiatului meu. Întrucât și eu și soția mea suntem mai degrabă umaniști, copilului ăstuia i s-au citit povești de la vârste foarte mici, astfel încât acum citește cărți de sute de pagini fără nicio problemă. În schimb, nu am lucrat cu el matematică de la vârste foarte mici, da? Ceea ce am făcut cu lectorile. Evident că copilul nu va fi la fel de bun la matematică la începutul clasei ciclului primar, așa cum este la lectură. Eu, în schimb, într-un mod perfect pseudoștiințific, o să trag concluzia că uite, asta e, ne moștenește pe noi, suntem și mândri, e umanist, n-are treabă, domnule, cu matematica, cu știința, asta e, îl dăm la filologie. Și dacă am stat să vorbim numai despre prejudecăți în sistemul românesc, îmi spunea la un moment dat cineva că încă e foarte răspândită prejudecata aceea după care la uman ajunge numai cine nu intră la real. Adică școala serioasă e acolo, domnule, la real. Și cine n-apucă, sigur, merge la comentatul Ceafărul, că acolo lucrurile sunt un pic mai simple. Bun, ne întreabă cineva, de fapt, cred că tot doamna Drago a pus o întrebare interesantă. Și anume, cum percepeți relația dintre gândirea simbolică, da, care ține de imaginar, și gândirea științifică și critică? Sunt două forme de raționalitate care se exclud sau pot conviețui foarte bine? Ce părere aveți? Vasile? Cred că avem un inventator între noi care sigur ne va argumenta foarte mișto cum le împletește pe cele două și cum sunt de neseparat. Nu e așa, Cristi? Da, absolut așa e. Adică, într-un fel, mă surprinde oarecum și întrebarea, pentru că fără imaginație, adică vehiculul în știință este imaginația per se. Cum ai zis tu, Doru, nu ne naștem cu abilitatea naturală de a înțelege știința sau de a scrie ecuații. Da, Lewis Wolpert cred că a folosit la un moment dat expresia the unnatural nature of science sau natura nenaturală a științei. Știința e de fapt din punctul meu de vedere, un ansamblu de tehnici pe care le-am acumulat greu de-a lungul generațiilor și prin care ne ferim, dacă e să spunem așa, de toate capcanele pe care până la urmă modul nostru limitat și din toate punctele senzorial, intelectual și așa mai departe ni le întinde, ni le pune în față. Cu alte cuvinte, cred eu că e greu să cunoști natura dincolo de un anumit interval, hai să spunem mai simplu și mai intuitiv. Și pentru asta e nevoie de acest ansamblu de tehnici pe care le numim, știință. Bun. Vine iarăși către voi cu o întrebare, sper, nici nu știu cum să spun eu, provocatoare într-o oarecare măsură. Sigur, am vorbit aici despre interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. Sunt convins că majoritatea profesorilor din întâlnirea asta cunosc conceptele, le-au studiat. Însă, haideți să vedem și un al doilea elefant în cameră și să încercăm să punem punctul și pe rana asta. E nevoie, cred eu, pentru a face lucrurile în felul ăsta și de oameni educați între cei care se educe. Cu alte cuvinte, e nevoie de
profesori care să aibă ei înșiși, cred eu, cultură solidă, multilaterală, temeinică. Și mă întrebam în ce măsură ăsta este spiritul epocii. Pentru că mie mi se pare că în pedagogie suflă așa un aer mai degrabă funcționalist și în gust uneori. Trebuie să fim specialiști numai pe o anumită rămurică eventual, pe când impresia mea este că dimpotrivă trebuie să, ca educator, cel puțin în preuniversitar, trebuie să avem o minte cât mai întinsă și mai poliformă, cum să-i spun, da? Multifacetată. Cum vedeți lucrul ăsta? Ar putea fi și asta o problemă? Și dacă da, ce soluție vedeți? Uite, o să-ți spun că nu știu dacă asta este problema cea mai importantă. În fizică, de exemplu, noi avem o problemă mult mai mare. Nu mai avem studenți care vor să se facă profesori de fizică. Serios? De ce crezi că? Da. Serios, crezi? Deci nu vorbim decât poate 5 oameni pe an în toată țara care vor să se facă profesori de fizică, deci nici nu știu dacă sunt 5 studenți care vor să se facă profesori de fizică. Sunt foarte multe lucruri de spus aici, că trebuie să vorbesc despre piața muncii, despre atractivitatea meseriei, despre respectul pe care îl are societatea față de profesori. Toate lucrurile astea formează un conglomerat și trebuie să le rezolv pe toate pentru a avea în sfârșit elevi care vor să fie profesori. Dar de ce crezi, Cristi, că e dezinteresul ăsta? E doar un dezinteres față de profesie sau e legat de faptul că e, nu știu, până la urmă dificil, e un domeniu greu de studiat și... Sunt toate. În primul și în primul rând că sunt puțini studenți care vor să facă facultatea de fizică. Dintre cei care vor să facă facultatea de fizică, cei mai mulți vor să plece în străinătate pe piața muncii pentru că câștigă mai mult. Dintre puținii, și vorbim efectiv de câțiva zeci de persoane în toată țara, la o țară de 17 milioane de oameni, cât mai sunt, nu mai știu cât mai sunt, puțini vor să rămână în țară, iar apoi aleg să profeseze în niște domenii în care poate câștigă mai mult. Ingineri, știu și eu, în domeniu medical și așa mai departe. Și apoi rămân pur și simplu doar câțiva care consideră oarecum că, uite, da, este, da puțin de tot care vor să facă profesori. Deci e o sită. Vorbesc doar de fizică, apropo. Am înțeles. O întrebare foarte interesantă vine de la dinspre domnul Costel Cristian, care întreabă așa. Cum credeți că s-ar putea delimita mai riguros științele de pseudoștiință? Cum știm că un domeniu este științific sau pseudoștiințific? Pentru că, da, sigur, cât timp vorbim de fizică, lucrurile par destul de ferm ancorate în realitate. Însă, dacă ne ducem, de exemplu, spre științele care țin de studiu minții, da, de la psihologie la neuroștiințe, să spunem, lucrurile par ceva mai puțin riguroase decât sunt în fizică. Și atunci se poate, de fapt, trasa o linie foarte fermă între ceea ce e științific și ceea ce e pseudo-științific? Vasile? Chit că nu sunt om de știință, îmi îndrăznesc să răspund că ce am aflat răspunsul ăsta de la mulți alții. Da, știința are un mecanism intern extrem de eficient, de fapt cel mai eficient. Se auto-verifică constant. Ea dă tot timpul orice teorie, orice afirmație științifică de examen în fiecare zi. Și la un moment dat, dacă este falsă, va pica. Deci testul timpului se pare cel mai ușor știința de pseudoștiință. Înțeleg încotro bate întrebarea, căci, de exemplu, au fost foarte multe scandaluri, să le spunem, sau certuri, cu studii științifice, cu studii psihologice, tot cât mai ciudate, cât mai de neverificat, și există acea criză a verificărilor, a validărilor, și multe dintre ele picând la peer review. Iar aici vreau să atrag, de asta am luat și cuvântul, vreau să atrag atenția asupra meseriei mele. O mare parte din criza pseudoștiinței este provocată de media, care, de exemplu, pe aceste studii de psihologie, imediat ce vede un studiu
care sună într-un mare fel, să spunem că oamenii care văd trei ciori în parc, dar care nu zboară, ci merg, sunt mai triști decât alții. Imediat apare un articol cu această nouă descoperire. Un nou studiu validează faptul că păsările negre ne influențează comportamentul. Pentru că agață și publicul, iar noi nu prea, fie nu știm să facem verificarea, să alegem noi jurnaliștii între un studiu pe bune, făcut cum trebuie, și altul care este făcut doar pentru publicitate sau căjde. Și cercetătorii sunt la fel ca noi, ca orice altă profesie. Unii dintre ei nu au ce căuta la catedră, să le spunem. Da. Trebuie să vorbim foarte mult și de rolul presei. Metafora pe care o folosesc eu mereu, mă scuzați că sunt liric, e că un profesor care nu și-a făcut treaba, să zicem că usucă un teren, dar după care vine presa și dă foc. Și ai un incendiu de vegetație care te face să nu ai rate de vaccinare, HPV și, sau o groază de alte lucruri. Ok, mulțumesc. Dacă vreți să adăugați ceva? Cred că foarte simplist spus, linia se trasează când între știință și pseudoștiință, se trasează acolo unde fix în dreptul metodei științifice, a regulilor, a pașilor metodei științifice. Adică de multe ori am observat că pseudoștiința nu urmează pașii metodei științifice. Experimentul. Predicția, experimentul, așa, mulțumesc. Verificarea. Așa, și împărtășirea. Exact, și mai am și o lapsusuri, aia e. De exemplu, de multe ori pseudoștiința începe de la concluzie și după aia ajunge la predicție, la experiment, sare niște pași. Asta cred că e o metodă destul de simplă pentru început, pentru a verifica dacă ceva este pseudoștiință sau este știință. Chit că nu știi cum funcționează ARN-ul mesager. Dacă ipoteza respectivă, așa, ipoteza era primul pas, uite cum am lăsat. Dacă ipoteza respectivă urmează acești pași în ordine, sunt șanse destul de mari să fie știință și nu pseudoștiință. Acum, ăștia cu pseudoștiința umblă cu multe, foarte multe șiretlicuri, strategii, tactici, prin care fac pseudoștiința să pară că e știință. De fapt, asta este definită, asta cred că e definiția pseudoștiinței. Sunt niște superstiții care par, care trec drept știință. Deși nu numai că trec, ci chiar pseudoștiința face apel la știință. Asta este ceea ce mă enervează pe mine cel da, mai tare. E totul mai, e știință. Nu e pseudoștiință, e știință. Da, e și mai ales cum se întâmplă asta. Deci, din punctul meu de vedere, asta ar fi o metodă de început, să vezi cum se trasează. Ca așa, bineînțeles, problema este mult, mult, mult mai complexă. De-aia am și spus de că folosesc tactici și retnicuri și când elaborează o ipoteză de-a lor pseudoștiințifică. Deci, așa, la prima vedere, mai greu un pic. Ok. Mulțumesc. Mai multe întrebări care au venit. Vizează, bun, acum probabil că avem mulți profesori printre cei care ne ascultă. Nu știu în ce măsură voi sunteți foarte la curent cu lucrurile astea, dar o opinie n-ar strica. Pentru că zilele astea tot se află în dezbatere noile planuri cadru pentru învățământul preuniversitar, care, din punctul meu de vedere și al multora dintre colegii mei, seamănă extraordinar de mult cu vechile planuri cadru. V-aș întreba în ce măsură credeți că putem spera să vedem transpus și în
politici educaționale concrete, acest deziderat despre care vorbim noi aici, a unei abordări interdisciplinare mai largi și așa mai departe. Bine, acum, nu, personal nu cred că trebuie nici la, știu eu, monumentul interdisciplinarității, așa să ne închinăm, ca la un idol, dar nici la cel al disciplinarității. Tocmai aici, cred că trebuie dusă discuția. Ce spuneți? Avem, după părerea voastră, speranțe să ne asumăm prin politici educaționale ale statului lucrurile acestea sau rămânem în continuare condamnați ani, decenii la, cum să spun, la situația în care abordările de tipul ăsta mai degrabă chibițează, vin din afara sistemului și mai puțin ajung în sălile de clasă. De ce ar fi oare nevoie ca să vedem o abordare conștientă și curajoasă dinspre statul român și Ministerul Educației? Da, o să-ți răspund eu pentru început, pentru că eu sunt de-a dreptul speriat. M-am implicat și mă implic în elaborarea manualului de fizică. Deci sunt foarte interesat de tot acest proces, planurile cadru, programa, licitația care se va face și așa mai departe. Și spun foarte sincer de ce mă sperie. Mă sperie pentru că văd de la Ministerul o abordare industrializată. La genul, noi avem un sistem și noi de sus de tot dăm ordine și după aceea lucrurile se întâmplă. Și atunci tu ai dreptate, se vor întâmpla așa cum s-au întâmplat și înainte, pentru că avem aceeași fabrică. Fabrica funcționează la fel. Linia de producție sunt la fel. Și în mod particular spun ceea ce mă sperie, faptul că nu văd în discursurile ministrului și în discursurile largi, nu văd că se acordă timp elaborării manualului. Domnul ministru tocmai a anunțat că el face tot posibilul ca undeva prin, dacă nu mă înșel, anul ăsta, până la sfârșitul anului, că undeva chiar mai devreme prin octombrie, să aibă manualele gata la elevi. Și cum a anunțat dânsul, avem acum planurile cadru, vor fi finalizate la sfârșitul lunii, apoi undeva în mai, nu, la sfârșitul aprilie vom avea programele, deci practic sunt două luni, februarie, martie, da, și aprilie, deci aproape trei luni în care se fac programele, iar după programe urmează să se deschidă licitația pe undeva prin mai. Și mă aștept ca ministerul să spună editurilor, dragilor, veniți cu manuale peste o lună jumate. Deci, practic, profesorii, după ce primesc programa ca să scrie manualul, n-au la dispoziție decât o lună jumate. Și lucrurile de care îmi este frică sunt două. Deci, unul, l-ai menționat tu, planuri cadru asemănătoare. Doi, programa asemănătoare. Și am o problemă uriașă în fizică. Pentru că, la ora actuală, programa nu este diferențiată. Nu este diferențiată în funcție de interes și din cauza asta este foarte tehnică. Foarte mulți elevi fug de fizică. Mai nou, sunt facultăți care pur și simplu nu mai acceptă fizica la admitere sau pur și simplu societatea se îndepărtează de fizică, așa, într-o viteză uriașă. Și o să văd o programă care este asemănătoare și care va îndepărta oamenii, iar eu apoi ca autor de manuale sunt obligat să scriu lucrul respectiv și trebuie să scriu într-o lună jumate. Este imposibil să construiești un manual de calitate într-o lună jumate. Bun, am spus ce mă sperie și supărarea. Ai avut o întrebare de ori până la urmă? Da. Am avut. Cred că e și răspunsul. Da. Bun. Da, de fapt, da, mă tem că răspunsul tău a fost un nu foarte elaborat, așa. Întrebarea mea era dacă putem spera să vedem... Da, deci știi unde stă? Tu ești filozof, Doru, și înțelegi. Stă în sistem. Cu cât sistemul devine mai mare, cu atât este mai greu de schimbat. Cu atât este mai greu de schimbat. Ori la ora actuală sistemul este atât de complex încât nu există voință politică, nu există înțelegere în societate și așa mai departe. Și cred că în următorii ani vom avea același sistem care va continua să funcționeze, pentru că nu s-a creat masa critică să se construiască efectiv un alt sistem. Am înțeles. Bun. Ce părere aveți, Alex, Andreea, Vasile? Andreea, eu mă gândesc că soluțiile vor veni în continuare din zona societății civile pe tema asta, cumva tot felul de proiecte, tot felul de lucruri care să completeze și să
nu știu, să ajute copiii din sistem. Ok. Da, și asta cred că e și din cauza, adică e din cauza programei, pentru că eu sunt sigur 150% că sunt profesori, chiar eu cunosc o grămadă, sunt profesori care ar vrea să facă chestiile pe care le fac, de exemplu, cei de la profesorul trăznit, să atragă mai mulți copii, mai mulți tineri către domeniul pe care îl predau. Dar nu pot din cauza programei. Din ce înțeleg eu, e destul de restrictiv. Adică, să fii serios, vrei să faci, poți să faci niște chestii, dar câte poți să faci când tu ai o anumită programă pe care trebuie să o respecti, că dacă nu, sunt cine știe ce consecințe. Și asta nu mai spunem și de, bineînțeles, de echipamentul necesar, de exemplu, pentru a putea preda ceva ca lumea. De exemplu, îmi aduc aminte în liceu, deci în câți ani am făcut eu de biologie, în liceu, în gimnaziu, o singură dată în viața asta m-am uitat printr-un microscop. Era un microscop, un singur microscop pus la catedră, cu o foaie de ceapă și treceam pe rând, fiecare din clasă trecea pe rând, se uita prin microscop 2-3 secunde, făceam precum critici de artă într-o galerie. Mă uitam, făceam, da, am înțeles și mai plecam mai departe. Și aia a fost. Imaginează cum ar fi fost să fi făcut biologia în care să avem, nu un microscop la fiecare elev, că hai să fim realiști, nu, nici în SUA, nici un alt stat nu cred că o să ai asemenea echipamente, dar nu știu, să ai un microscop la 3 elevi, 4, să înveți să pui, să pregătești lamelele, mostrele, ar fi extraordinar, în loc să, nu știu, să stau să desenez o celulă pe caiet, care e importantă și aia, să desenezi celula, dar înțelegi ce vreau să zic. Deci, plus că laboratoarele nu sunt laboratoare, sunt săli de clasă, cel puțin până în pandemie așa erau. Da, câte da. Laboratoare sunt laboratoare și copiii fac experimente și fac fizică sau chimie în laborator. Majoritatea nu fac pentru că laboratorul e ținut ca sală de clasă, eu nu am înțeles. Nu am înțeles da. Deloc treaba asta. Cum e posibil? Deci, profesorii, din punctul meu de vedere, întâmpină multe piedici de sus. Bine, profesorii care chiar vor să se ocupe, pentru că, na, orice pădure are uscăturile ei. Dar cei care chiar vor să facă o diferență, întâmpină destule piedici. Și nu știu cât de curând se va schimba sistemul astfel încât să permită asemenea evoluție. Auzindu-te, Alex, îmi vine să parafrazez un poet și să zic că nu e elev să nu fi văzut o foiță de ceapă la microscop și să nu fi disecat o broască. Nu bănuiesc că toți elevii din România au trecut prin trauma asta. Eu să zic că n-am trecut. Nu, nici eu. Okay. Probabil era prea mare chinul să iau broască. Da, exact. Eu n-am avut laborator, de exemplu. Da, ce să spun. Acum, discuția cu programul, Alex, e, din punctul meu de vedere, un piculeț mai un pic mai complicată decât atât. Pentru că, în general, cei care nu lucrează direct cu programe școlare au impresia că programa e așa, o listă de, uite, astea-s lecțiile, pe astea trebuie să le faci. De fapt, programele propun peste tot competențe. Da? Deci noțiunea asta de competență e un concept integrat care conține și informație, care conține și atitudine afectiv-valorică și skill, deprindere și așa mai departe. Problema din punctul meu de vedere, uite, chiar spune cineva aici în comentarii, programa nu este neapărat problema. Problema mare este că mulți profesori redau utilizând exclusiv manualul ca pe o Biblie și mai puțin programa. Deci manualul nu este instrumentul fundamental al profesorului. Eu am predat ani de zile aproape fără să deschid manualul, fie-mi iertat, la anumite obiecte. Problema e că, de multe ori, că examenul care ar trebui să testeze competențele nu prea face asta.
De exemplu, eu pot să fac filozofie în așa fel încât să fiu perfect acoperit de programă și să-i arăt oricui vine și controlează. Uite, competența asta eu am format-o, pot să o verifici la elev. Și în același timp, elevul ăla se poate duce la BAC și poate pica cu competența formată, ceea ce este înfiorător. Pentru că subiectul ăla s-ar putea să nu meargă pe verificarea de competențe, ci mai degrabă dacă el a înțeles, nu știu ce idee a lui John Stuart Mill sau mai știu eu a cui. De-aia spuneam că discuția e un pic mai complicată. De asemenea, mai avem aici o remarcă de la doamna profesoară Laura Borbe, care face o remarcă amară, aș spune, de acum 4 sau 5 ani era știut faptul că va fi nevoie de noi plan cadru, noi planuri cadru. Cu alte cuvinte, timp ca ele să fie gândite a fost, din păcate n-au fost, iar de la domnul profesor Onuț Atanasiu, fost inspector general al județului Galați și actualmente deputat, iată că avem un pe care îl salutăm, iată că avem un decident politic în întâlnirea noastră. Avem o întrebare, nu știu cât de retorică, și anume la ce facultate, și asta e o întrebare, se face o pregătire metodică pentru predarea inter- sau transdisciplinară? Până la urmă, unde sunt formați profesorii? Și de ce ajung prima oară în sala de clasă citând din manual ca din Biblie și dictând comentarii? Sau mai știu eu ce. Sunt întrebări tureroase, cărora nu știu dacă le putem răspunde în seara asta, însă eu cred că datoria noastră de cecediști, adică de oameni aflați în avangarda formării profesorilor în țară, avem datoria să întrebăm. Ne întreabă domnul Radu Catană pe Facebook dacă ați putea introduce o materie nouă în cadrul gimnaziului sau liceului, cum ar arăta ea și care ar fi scopul acestei? Hai să începem cu Vasile. Da, oricum vreau să mă autopropun imediat, eram pregătit să ridic mâna, pentru că dacă până acum mi-a fost frică să intru în discuție, atât pentru că avem în audiență o gază de profesori faini și mi-e frică să nu greșesc, plus că nu trebuie să am aroganță să vorbesc despre ceva ce nu știu, reformarea școlii. Și oricum sună ca pacea în Orientul Mijlociu, extrem de complicat. Ce știu însă este nevoia de legare a educației cu media. Și atunci aș încuraja cât mai mulți dintre profesorii faini care ne ascultă să își deschidă cont de YouTube, să experimenteze cu TikTok, că tot a fost scandalul acum, că vai, copiii noștri sunt pervertiți pe TikTok. Hai și noi acolo unde sunt ei. Hai după ei. Hai să improvizăm ceva, hai să ne prostim pe Instagram, să le atragem atenția, hai să facem mini-experimente de 10 secunde. Dar revenind la întrebarea domnului Cosmin Chiriță, Radu Cata. Eu aș pune în... Azi că mi-a sunat mie telefonul, îmi cer scuze că nu l-am închis. Nu e de la Ministerul Educației, nu? Nu. Eu aș pune aș propune ca exercițiu de gândire, că suntem teoretic aici, la nivel teoretic, filozofia științei și aș mai propune media literacy. Cu ce se mănâncă media? Să înveți cum să citești un articol, să știi cum să cauți sursele, să știi cum să verifici o poză sau să știi cum este construit un mesaj media. Cam pe astea două le-aș propune eu. Ok, Andreea? Eu aș propune neapărat ceva ce, cum să spun eu, există deja, dar nu se face, și aș propune așa cu titlu musai, cel puțin o oră de practică experimentală. Să știu că există cu siguranță. Nu că există teoretic, dar de fapt în ora, adică practica o facem tot sub formă de teorie, citind sau mai știu eu ce. În laborator. Ok, Alex?
Da, prima mea reacție și era să prima mea propunere era ce a spus Vasile, sunt întru totul de acord și cu ce a spus Andreea, 100% de acord. Ce aș mai adăuga eu, ceva mai targetat așa, ar fi niște ecologie, ca să spun așa, ecologie sau ceva care să le reamintească oamenilor că facem și noi parte. Cred că asta ar fi ceva interdisciplinar, cu adevărat, pentru că ai trece și prin biologie și prin nițică filozofie, mă gândesc, să le redea oamenilor, elevilor, ideea asta că totuși noi ca oameni facem parte din natură și ar trebui să avem mai multă grijă de ea. Nu neapărat doar cu plantat copaci, ci pur și simplu să înțelegem care este locul nostru în natură. Pentru că ai văzut, vedeți prea bine unde ne aflăm în momentul de față cu poluarea, da. Efectul de seră e, și mi se pare, da, nu prea am văzut. Cred că am făcut în la 11 sau a 12, aveam ceva în genul la biologie, dar nu a fost nimic care să marcheze pe cineva, să ține minte ceva de acolo. Și da, mi se pare foarte importantă să fie și o oră de ecologie, dar făcută pe bune, cu niște concepte, cu niște... Da. Cristi, ce disciplină fizică ai băgat? Nu, n-aș fi băgat fizică. Iar mă gândeam să zic ceva, dar după aceea sunt în mari dubii. Ceea ce aș vrea eu să găsesc în program, am prăștiată pe toți anii aproximativ, știi, pe toți anii, aș vrea să fie mai multe lucruri care să-l facă pe elev să înțeleagă în ce societate trăiește. Educația societății, fie că vorbești de educație civică, de drept, de ecologie, de, știu și eu, politică, să înțelegi cum funcționează societatea, pentru că după aceea te vei confrunta. Dar după aia m-am gândit, mă, zic, și așa săraci copii, câte lucruri, mă, să le va și lor în cap. La urma lor le lipsesc și niște ore acolo, ceva de trăire, să meargă la școală să zică, abia aștept ora aia, acolo mă simt eu bine. Și tot gândindu-mă așa, până acum nu mi-a venit nimic în cap care ar putea face lucrul ăsta. Bine, mă uit la Andreea care o să zic, hai mă Cristi, că e acolo în laborator să te joci cu ei. Păi acolo e, laboratorul e cheia. Dar n-am vrut serios să zic fizică, Andreea, ca să nu... Bine, fie că e fizică, chimie, biologie, laboratorul e cel mai fascinant loc de școală și frustrarea mea cea mai mare e că fix laboratorul nu mai există. Da, da. Și pentru că îl văd aici pe domnul profesor Emil Onea, dânsul, de exemplu, a făcut un mare efort pentru a introduce informatica, care iarăși informatica face parte din societatea în care trăim. Eu aș completa, sunt absolut de acord cu ce spuneți. O singură completare aș aduce. Nu aș vrea ca lumea să rămână cu impresia că numai fizica și chimia pot fi făcute în laborator sau, mă rog, în condițiile lumii naturale. Eu cred că orice obiect poate fi adus în lumea reală. Educația civică, de exemplu, poate fi făcută și aducând o clasă de copii într-o ședință a unui consiliu local, de exemplu, unde să vadă de adevăratele cum se întâmplă lucrurile. Sau ducându-i la o întâlnire cu primarul. Chiar mă gândeam acum câteva săptămâni, eram undeva în mijlocul pădurii, fără niciun fel de exagerare, în mijlocul pădurii eram și citeam o carte chiar de fizică, mă rog, de popularizarea fizicii, să nu exagerăm. Și mi-am dat seama că acolo în mijlocul pădurii ar fi cel mai bun loc în care să începi o lecție, de exemplu, despre filozofia politică în clasa a 12. Că literalmente dacă ai face copilul ăla să își imagineze două bande rivale de, știu eu, sapiens primitiv sau mai știu eu de ce hominii, care se întâlnesc la un moment dat și renunță să-și dea cu ghioagele alea în cap și se înțeleg cumva, ai putea să-i dai o intuiție extrem de profundă a fenomenului politic. De ce, de exemplu, politica e nasoală, dar e absolut necesară
pentru că ea ține locul războiului, pentru că de fapt e una din cele mai mari invenții sociale din istorie. Și de-aia e mai bine să ai o lume politică oricum ar arăta ea, decât să n-ai o lume politică și unii să dețină pur și simplu forța care să-i anihileze pe ceilalți. Eu cred că un copil ar înțelege mult mai mult decât din lecția aia unde se spune că puterile în stat sunt două puncte. Aș vrea să adaug eu la ce ai spus tu, Doru, scuză că îți iau cuvântul, pentru că să nu se înțeleagă că științele beta, fizică, chimie, se pot face doar în laboratoare și că acolo devii entuziast. Ele se pot face și afară. Și cel mai bun exemplu pentru mine este profesorul meu de matematică din Generală de la Vâlcea, domn profesor Dragoș Constantinescu, pe care unii dintre voi poate îl cunoașteți, care de matematică fiind făcea lecțiile de geografie cu noi afară. Afară. Ieșeam afară și ne punea să măsurăm înălțimea blocului care se vedea peste râu, folosind geometrie și teorema asemănării și teorema nu știu care, sau să măsurăm ariile fără să ne deplasăm și așa mai departe. Deci nu trebuie să înțelegem neapărat că științele este exacte, pot fi făcute numai în laborator, ele pot fi făcute și afară, cum ai spus și tu. Mai vreau să pun și eu, de data asta vreau eu să pun o întrebare, pentru că tot vorbeam de cât de mult pot să învețe și copiii ăștia și am tot adăugat noi acum materii și am adăugat fiecare. Credeți că o parte mai mică, mai mare dintre materiile astea ar trebui să fie trecute drept opționale? Nu vă întreb care, pentru că aici este un teren minat în general, mă întreb pentru că mă gândesc la chestia asta, că eu, de exemplu, probabil aș fi mult mai atras de un domeniu dacă aș ști că nu sunt obligat să mă duc la el. Știi? De exemplu, să știu, da mă, mi-am ales eu artele plastice, foarte tare, mă duc, față de dacă sunt, de exemplu, obligat să mă duc la ora de arte plastice și să nu dați în mine cu pietre, a fost doar o idee, un nume, așa. Nu știu, voi ce părere aveți? Eu sunt de părere că ai o problemă cu diferențierea, pentru că până la urmă și la coadă, la sfârșitul educației vrem să avem elevi pe piața de muncă, elevi care funcționează într-o societate și într-o țară pe care ne dorim prosperă. Da, într-un fel ai dreptate, dar cumva este la mijloc. Adică tu trebuie să identifici ceea ce îi place copilului și să-l îndrepți către direcția respectivă. Deci am putea să lăsăm toate lucrurile opționale atâta timp cât vedem din fluxul de oameni, așa cum circulă, că se îndreaptă către ceea ce societatea, să spun așa, are nevoie. Iar la un moment dat, în momentul când ești inginer și ai ales să fii inginer, chiar nu prea poți să faci opționale numai, știu și eu, literatură, pentru că trebuie să faci un pod care nu se dărâmă. Da, nu spuneam niciun caz să fie toate opționale. Dar mă gândesc că, de exemplu, la unele materii, să-i dai statutul ăsta de opțional, care de multe ori e privit cu ochii foarte răi, că cum să fie opțional în materia mea, mă gândesc că făcând o materie opțională stârnește cumva mai mult interes, tocmai în virtutea faptului că tu o alegi și știi că te-ai dus pentru că îți place. Și mă refer doar la câteva, firește, nu mă refer la toate materiile, da. A apărut acum un comentariu că opționalele sunt un teren minat pentru că deseori nu știm, de fapt nici nu știm, nu știu copiilor nu le e clar ce le place sau nu și dacă ar fi cu matematica opțional, cât că ar fi unul dintr-o sută s-ar duce, nu? Că toată lumea ar fugi și n-ar avea ocazia să descopere cât de faină e matematica. Și da, presupun că sunt predate... Cazul ideal în care sunt predate, știi? La mijlocul spectrului. Poți întotdeauna să adaugi distractivă în coadă și să-i spui matematica distractivă și gata. Nu știu, pe mine mereu m-au gonit chestiile astea cu matematica distractivă. Când auzeam matematica distractivă... Îți dădeai seama că e o capcană, da? Da, eu știam, hai mă, lasă-mă cu distractivă. Ok.
Cristian, profesor, ne-a spus că pentru că are și la 8 o altă întâlnire online, o să iasă un piculeț mai repede din întâlnire, așa că și pentru că am promis că îi dau voie să fac asta, Cristi, îți dau cuvântul ca să adresez tuturor o, nu știu, un gând de final de întâlnire și după aceea, sigur, poți merge. Te ascultăm. Da, vezi tu, Doru, mă simt întotdeauna ca un copil când stau față în față cu profesorii și am o mare admirație, mare admirație pentru meseria asta de profesor. Nu știu ce gând aș putea să-l dau altul decât adeseori vă invidiez pe toți cei care sunteți profesori, pentru că aveți bucuria asta. Poate că nu e toată ziua, știu că sunteți obosiți, că e greu să stai în fața clasei, că l-a menționat pe domn profesor Dragoș Constantinescu, ne spune. Păi ce credeți, mă, copii, că meseria asta e ușoară? Păi un inginer, dacă vrea 20 minute, se duce și stă jos, dar eu nu pot să stau jos. Eu sunt aici pentru voi. Păi un inginer, dacă nu știe să rezolve o problemă acolo, 10 minute se duce și se gândește la ea, se gândește liniștit până îi trece, se mai plimbă pe afară. Voi credeți că eu acum pot să mă plimb afară 10 minute ca să mă gândesc la ce mi s-a întâmplat mie de dimineață? Nu, mai copii, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Ăsta este gândul, mare admirație pe care o am pentru meseria pe care o faceți. Cei care suntem aici invitați, vă dați seama că suntem din afara sistemului, suntem din această zonă non-formală și facem și noi în timpul liber când vrem, avem avantajul ăsta că putem să facem când vrem, puțin, să spun așa, profesorat în afara școlii. Dar până la urmă, dumneavoastră sunteți cei care faceți diferența. Și asta este singurul lucru pe care vreau să spun, o mare, mare admirație. Mulțumesc, Doru, pentru că m-ai invitat în seara asta și vă urez o seară plăcută în continuare. Mulțumim! O seară bună! La revedere! Mulțumim foarte mult, Cristi, succes și te așteptăm oricând. La revedere! Da, acum cred că putem să bărfim fizica. Am rămas numai între noi. Desigur, ai șanse cu mine. Desigur, glumesc. Pare rău că ai ieșit, Cristi, înainte să ne putem și noi exprima admirația față de ceea ce face el. Am să lansez, ca să spun așa, segmentul final al discuției noastre, cu o observație pe care o face tot un coleg profesor, și anume că până la urmă, dincolo de discuția dacă ar trebui să păstrăm discipline, ar trebui să integrăm discipline și așa mai departe, rămâne acest, cum să spun, gem până la urmă de lucruri frumoase pe care ni le aduce, pe care ne aduce știința. Și mărturisesc că ca unul care a trăit foarte mulți ani în fascinație, recunosc că știința a fost până la urmă singurul tip de discurs care a reușit să mențină până la capăt fascinația. Să mă explic un pic, pentru că acum am fost vorba lui Vasile ceva mai liric decât o cerea momentul. Însă să știți că ceea ce spun e, din punctul meu de vedere, cât se poate de concret. Așa am ajuns să citesc literatură și filozofie. De filozofie m-am apucat dintr-un sentiment foarte adânc și foarte profund că lumea e un loc misterios și care trebuie înțeles. Odată cu anii am mult din sentimentul ăsta s-a erodat, în sensul că lumea nu mi-a mai părut atât de misterioasă și incomprehensibilă în felul în care mi se părea la 16, 17 sau 18 ani. Cum ar zice, nu, Lordul Byron, curcubeul s-a destrămat, însă cum ar spune prietenul Richard Dawkins, și curcubeul a destrămat are un potențial de fascinație. Și combinând acum observația mea cu întrebarea colegului meu, aș întreba
credeți că fascinația aceasta poate fi în continuare sădită și cultivată în copii, sau trăim într-o epocă în care până la urmă disponibilitatea de a fi fascinat, de a fi curios în mod sistematic a ajuns să fie iremediabilă erodată de lucrurile mai facile pe care ele au la îndemână, de entertainmentul facil, de toate găurile, microgăurile astea negre care sunt până la urmă energia și disponibilitatea spre cunoaștere. Sau lucrurile stau de fapt mult mai bine decât atât. Pentru că întreb asta pentru că de multe ori am sesizat așa un ușor, cred eu, o ușoară naivitate în abordarea pedagogică a unora, care vin și spun, domnule, copilul e întotdeauna super disponibil, trebuie doar să știi să o trezești în el. E oare așa sau avem de luptat doar cu o problemă până la urmă mică, dar rezolvabilă? Sau avem de luptat cu ceva mai întins și mai monstruos decât atât, adică până la urmă lipsa de fascinația unei întregi epoci, să zicem? Nu știu dacă am fost foarte clar în ceea ce întreb, însă dacă ați înțeles ce întreb, aș fi foarte curios cum vedeți lucrul ăsta. Da, pentru că lucrez direct cu copiii și eu cred că nevoia de fascinație există, la fel ca și curiozitatea nativă, clar. Acum, problema care nu mi se pare mică, mie mi se pare mare, nu știu cât de rezolvabilă e, vine din faptul că trebuie să redirecționăm fascinația copiilor. Pentru că da, ei sunt fascinați poate de lucruri facile, de lucruri strălucitoare, superficiale, de tot ceea ce se întâmplă și le captează atenția foarte rapid. Și aici probabil cred că trebuie lucrat să le oferim opțiuni vorbindu-le limba și oferindu-le cumva, nu știu, ținând pasul cu ei. Dacă TikTok-ul îi fascinează, apoi unii dintre noi, că nu zic toți, până la urmă știința la un moment dat se face chiar și la un nivel academic. Dar dacă mergem în zona copiilor, poate că unii dintre noi putem să ajungem pe TikTok cu știința. De ce nu? Și dacă au o alternativă acolo, pe YouTube, pe Instagram, oriunde sunt, să existe această alternativă, s-ar putea să fie un mic pas în direcția bună. Asta este părerea mea, nu știu. Alex? Da, sunt convins că fascinația asta există și atât în copii cât și în adulți. Nu văd să fie mai rău sau mai bine decât în alte perioade. Există fascinația, trebuie... Și acum vorbesc ca adult, pentru că eu nu prea am treabă cu educația științifică a copiilor. Eu explic chestiile astea în principal adulților. Pur și simplu trebuie să te ții de ea. De exemplu, nu știu, stai, te mănânci un sandwich și te gândești, bă, dar oare cerul de ce e albastru? Și trebuie să te ții de întrebarea asta, pentru că mulți adulți se întreabă, dar oare cerul de ce e albastru? Și după aia uită că au alte treburi. Au alte treburi pe ziua aia. Nu mai stai să caute pe Wikipedia de ce e cerul albastru. Și da, trebuie să te ții de aia și să te încăpățânezi să afli răspunsul la întrebarea respectivă. Adică ușor, ușor clădești toată folosința de curiozitate și fascinație, clădești ceva extraordinar, zic eu. Nu știu dacă a fost coerent, dar... Da. Păi na, la așa întrebare coerența a fost maximă. Dar dincolo de glumă, observ în comentariile pe care le scriu colegii mei aici că și-au pus și ei probabil întrebarea asta. Sigur, mie îmi trec multe alte întrebări conexe prin cap. De exemplu, mă gândesc, apropo de ce spuneai tu, Alex, să te întreb că cerul de ce e albastru. Sigur, disponibilitatea asta de a-ți pune întrebări, de a nu lua lucrurile așa pur și simplu cum vin,
și de a dezvolta până la urmă sentimentul că lucrul ăla te privește. Adică cumva e important să afli de ce e așa. Chiar dacă nu influențează programul tău din ziua respectivă și așa mai departe. Și sigur, mă mai gândeam și la faptul că cugetarea, gândirea, cere timp. E un proces, da, știm cu toții, de slow thinking-ul, Kahneman și așa mai departe. Iar, cum să zic, legea secolului pare să fie mai degrabă goana și viteza și cumva pe aici se învârteau îngrijorările mele, care nu sunt îngrijorările unui ludit. Nu mă aștept să ne întoarcem în pește mâine, ci să avem tăria și capacitatea să ne adaptăm lumii astea. Vasile? Am o avalanșă de replici aici, dar prima dată aș vrea să spun că trebuie să fim atenți, să nu fim ipocriți, căci tehnologia și social media la care sigur te-ai referit ca aspiratoare de timp și atenție pentru cei mici, da, pot fi negative, dar e și de înțeles de ce sunt așa de atractive, pentru că dacă și noi le-am fi avut, garantez că toată lumea de pe acest webcast s-ar fi jucat Fortnite. Toți. Nu cred că ne întâlneam acolo. Exact. Sau Minecraft. Cât ai înveți din Minecraft. Apropo de știință și de... Al doilea comentariu ar fi că să nu-i subestimăm, pentru că ei consumă de 10-100 de ori mai multe informații decât o consumam noi, decât se consuma cu 40-50 de ani. Sunt bombardați. Ei nu-și dau seama că ai social media, ai internet peste tot, ei consumă un volum uriaș de informații. Acum, ca să-mi dau și cu părerea, ar trebui să intervenim nu neapărat pentru a stopa accesul lor la tehnologie, că nu mai poți să o mai bagi în cutie. Tehnologia e de neoprit, nu prea mai poți să o mai înfânezi. Trebuie să-i înveți cum anume să relaționeze cu ea, ce anume să consume. Dacă tot stau 4 ore pe YouTube consumând podcasturi, să-i îndrumăm către alea bune. Eventual să le și creăm noi pe cele bune. Exact. Și e greu. Trebuie să fim foarte, foarte atenți când îi judecăm. Da, și poate... departe de mine, intenția de a-i judeca, Doamne ferește, doar încercam să pun niște întrebări care să ne ajute cumva să vedem unde ne situăm, ce s-a schimbat până la urmă, pentru că, da, sunt 100% de acord cu tine, mi-aduc aminte fascinația cu care am văzut primul dublu casetofon și cum în decurs de o săptămână unul dintre tipii cei mai șterși și mai anonimi din cartier devenise o vedetă zonală doar pentru că avea casetofonul ăla și ne invita pe rând la el 5 minute să auzim cum sună. Sigur că și noi am fi consumat aviz tehnologia aia și sigur că despre fiecare generație care s-a întâlnit cu o tehnologie nouă s-a spus că se duce la vale. Da. Mie mi-e frică de adulți mai mult decât de copii. Da, copiii cred că sunt ok. Instinctul curiozității este natural la toată lumea, universal. Da, și oricum, eu personal n-aș judeca, de exemplu, apropo că spunea Vasile de copii. Dacă un copil e mai distrat pe vremea când e la liceu, că de exemplu nici eu când era la liceu, nu știam, abar n-aveam eu de fizică, de chimie, în sens că nu prea mă interesa. În a șasea și în a șapta nici nu știu cum am trecut prin matematică, pentru că nu mai țin minte nimic din matematică, nu mai țin minte nimic din ore, ca și cum ar fi răpit extraterestri. Dar acum, la mulți ani după, s-a reaprins fascinația asta cu matematică, cu fizică, cu chimie. Deci, ideea e că n-aș judeca, și aici nu mă leg de întrebarea, nu mă leg de tine, dar zic așa, că există totuși mentalitatea asta, știi? Dar cum s-a reaprins, Alex? Cum? Nu știu să spun, că pur și simplu am avut acces la niște surse care mi-au dat informația perfectă pentru personalitatea mea. De-aia, uite, fac o paranteză scurtă. Și de-aia îmi place foarte mult la
ce facem noi, ce fac profesorii care predau în diverse feluri până la urmă, chit ca un manual, chit ca o programă, chit ca whatever, că fiecare are potențialul și mulți predau, redau informațiile respective în diverse feluri. Eu nu explic în niciun caz cum explică Doru, nu explic cum explici tu, Andreea, nu explic cum explică Vasile, fiecare explică în felul nostru personal. Și asta mi se pare extraordinar, că, pentru că sunt miliarde de oameni cu miliarde de personalități. Și mai voiam să zic, apropo de că există preconcepția asta că tinerii din ziua de azi, există, și voiam să subliniez, că am zis mai devreme, există și preconcepția că, iată mă, ăștia bătrânii, știi? Trecuți de 30-40 de ani, vorbesc din perspectiva unui puș de 15-16 ani, ăștia bătrânii, ce știu ei? Că ei nu mai sunt curioși, nu mai învață ei nimic și, din nou, de când am început cu blogul, cu pagina de Facebook, am avut plăcuta surpriză să aflu că am o grămadă de oameni peste 40 de ani care sunt extraordinar de curioși și vor să afle chestii. Și mă bucur foarte mult să văd acest lucru. Că uite, Doamne, preconcepțiile sunt doar niște preconcepții. Și ar fi bine să nu ne ghidăm după ele. Da. Timpul a trecut așa, pe nesimțite. Și iată că am făcut 2 ore de când vorbim. Probabil nu v-ați dat seama că a trecut atât de repede. Și pentru că trebuie, din păcate, să punem punct acestei foarte faine întâlniri din seara asta, vă propun să trecem așa, cuvântul pentru un ultim gând. Să începem cu Vasile și să terminăm cu Andreea, ca să, pentru că e vocea optimismului și a optimistului în seara asta. Uite, ne întreabă cineva dacă nu avem și prelungiri. Doar câteva minute, așa, nu prelungiri în totalitate. Deci, un gând despre, nu știu, toate astea, despre ce vreți voi până la urmă, despre lumea de azi și de mâine și despre, știu eu, rolul nostru în ea, din perspectivă științifică sau mai puțin științifică. Vasile. Nu te auzim. Nu știu ce s-a spus. Gata, auzim. Acum te auzim, da. Da. Încep până a spune un text care sună de PR, dar nu este. Toți invitații de aici au dat exemple de profesori care nu și-au făcut treaba, dar și mai mult au dat exemple de profesori care și-au făcut. Imediat toți avem în minte un profesor care ne-a marcat. Și cred că ăsta e una dintre cele mai respectabile profesii și necesare. E absolut vitală pentru viitor. Mai ales că are efecte pe termen lung. Îmbunătățești media astăzi, rezolvi problema pe termen scurt. Dar ca să schimbi societatea, ai nevoie mai degrabă să intervii în procesul de educație. Mulțumesc mult! Da? Nu prea mai putem exista fără. Nu, cum a dat exemplu Cristi mai devreme, de ce cu persoana ignorantă care este și fericită. Nu prea cred acel exemplu, căci eu, for a living, meseria mea este să sun diversi oameni de știință, de la specialiști în lupi la fizicieni, și când văd cu câtă plăcere vorbesc cu oamenii aia despre domeniul lor, eu văd oameni fericiți acolo. Deci știința te face în primul rând un om fericit, cultivarea curiozității te face fericit și apoi o societate plină de oameni curioși și care au anumite expertize științifică, e una mai sănătoasă, mai bogată, care o duce mai bine, care are mai mulți bani, mai puțin bolnavă. Deci eu cred că avem mare nevoie de știință. Mulțumesc foarte mult, Vasile, pentru toate intervențiile. Încă o dată vă recomand să urmăriți Biblioteca Exploratorilor, pagina de care se ocupă Vasile Decu. Recunosc că cartea de știință pe care eu o citesc în momentul ăsta
Am început-o la recomandarea lui, o aveam în bibliotecă, însă probabil că ar fi venit rândul mult mai târziu. Mă refer la acea istorie politico-culturală și militară a Țânțarului și a bolilor aduse de el, care mi se pare o carte absolut fabuloasă în complexitatea ei. Mulțumim, Vasile, și te așteptăm cu mare drag și la alte întâlniri. Alex, un gând de final? Da, a dat tonul Cristi și a continuat și Vasile. Apropo de profesori, voiam să le mulțumesc și eu că să vă mulțumesc tuturor că vă țineți bine pe poziții. După cum spunea și Cristi în anecdota aia, îmi dau seama, acum a ajuns și eu la maturitate, îmi dau seama că nu e ușor. Trebuie să luptați nu numai cu preconcepțiile altora, ci și cu propriile preconcepții, că na, suntem toți, cu toții oameni. Și mă bucur foarte, foarte mult că existați și că încercați și îmi pare că și reușiți să duceți educația asta științifică pe noi culmi, ca să zic așa. Mulțumesc, Alex, mulțumesc foarte mult. Vă recomand de asemenea și toate locurile pe hârtie sau pe spațiu virtual unde scrie Alex. Are un scris, după părerea mea, absolut seducător, la obiect, clar. Și iată, da, uite, îmi pare rău că n-am scos. Mulțumesc frumos! N-am scos și eu volumul, am chiar autograf pe el, probabil că și Vasile are. Mulțumesc mult, Alex, merg către Andreea, jumătatea mai bună și mai optimistă a cuplului de profesori trăzniți. În primul rând, mulțumesc pentru această seară și mă bucur foarte mult că am discutat atât de multe lucruri care până la urmă ne pasionează pe toți. În ceea ce mă privește pe mine și cred că și pe toți cei care ne urmăresc și pe noi toți, știința este dătătoare de sens. Dă sens vieții, efectiv. Și atunci ce pot să-ți spun? Până la urmă, asta trebuie să facem, să continuăm să dăm sens vieții prin cunoașterea științifică, fie din partea asta a societății civile, așa cum o facem noi, fie așa ca profesori, cum sunt cei care ne urmăresc și ca tine, Doru, și împreună să formăm echipe extraordinare, pentru că noi toți vom evolua. Asta este. Nu se poate altfel. Mai încet sau mai rapid, dar vom evolua împreună. Asta e ce cred și cred că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Vă mulțumesc tuturor pentru seara asta faină. Nu mă îndoiam că urma să fie o seară foarte interesantă și promit cât se poate de oficial că vom reveni la subiectul ăsta și pentru că e unul dintre subiectele mele de suflet și cred că, nu știu, am încercat să fac o promovare de bun simț și echilibrat a științei de-a lungul anilor, fără să cad nici în admirație religioasă sau quasi-religioasă față de fenomenul științific, fără să cad în științism, fără să știu eu să pic până la urmă într-o atitudine neștiințifică față de știință, dar continui să cred cu toată tăria și cu toată fermitatea că ansamblul acestor practici și toată această lume și acest univers care alcătuiește până la urmă știința are un potențial educativ enorm pe care avem datoria și ar trebui să avem, știu eu, și avem privilegiu să-l putem aduce în fața copiilor, indiferent că predăm fizică, chimie, matematică, filozofie, educație civică sau, mai știu eu, ce altă disciplină. Nu vom termina foarte repede cu disciplinele, cel puțin o vreme mai stăm pe aceleași planuri cadru, așa că, uite, ne spune cineva că am petrecut 2 ore mișto. Exact ăsta este sentimentul meu și mă bucur că am avut aceste 2 ore. Încă o dată mulțumiri vouă, mulțumiri celor care au fost alături de noi în întâlnire. Mulțumim lui Cosmin Chiriță și proiectului Merito pentru tot sprijinul de-a lungul timpului.
și lui Valerie Frim și Synergetics pentru tot suportul tehnic și grafic al evenimentului. Ne revedem la alte evenimente ale CCD Galați în viitor apropiat, cel puțin în februarie avem, cred, două pe care nu cred că vreți să le ratați. Țineți aproape de noi, ca să citez o televiziune mare amatoare de horoscoape, cred că ăsta e pluralul, și să ne vedem cu toții sănătoși data viitoare. Mulțumesc mult și la revedere tuturor! Știință! O seară bună! Pa! La revedere! Pare.